cere mai bine, pentru că putem. Bine ai venit la InfoBTR. Selectează tasta 1 pentru persoane fizice, 2 pentru persoane juridice, selectează 1 pentru informații și tranzacții din conturile tale, 2 pentru asistență carduri și 24 banking BCR, 3 pentru informații generale despre produsele și serviciile BCR, 4 pentru cursul valuta. Te invităm să participi la un sondaj privind calitatea conversației imediat după apelul tău. Pentru participare, selectează tasta 0. Mulțumim! Știai că prin click 24 Banking sau touch 24 Banking îți poți verifica instant soldul? Știai că BCR Alert te anunță prin mesaj imediat cum primești bani în cont, salariu, pensia sau orice sumă mai mare de 100 de RON? Dacă nu ai aceste servicii, rămâi la telefon ca să-ți spunem cum să le activezi. Prin continuarea conversației, îți exprim acordul pentru înregistrarea și ei la îmbunătățirea serviciului. Mulțumim! Toți specialiștii noștri sunt în conversație. Așteaptă pentru a-ți păstra prioritatea. Apelul va fi preluat în cel mai scurt timp. Mulțumim pentru înțelegere! Toți specialiștii noștri sunt în conversație. Așteaptă pentru a-ți păstra prioritatea. Apelul va fi preluat în cel mai scurt timp. Mulțumim pentru înțelegere! BCR. Bună ziua, Adrian State este numele meu. Cine am plăcerea? Bună ziua, sunt directorul general de la Mana Consultant Law și aș dori să știu și eu. Eu sunt într-un litigiu cu această bancă comercială prin închiderea unor conturi ale firmei. Și aș dori și eu ca un român prost, cum mă consider, pentru anii petrecuți prin facultatea de drept, să știu și eu cu cine pot să vorbesc, domnule, să închidem litigiul ăsta pentru totdeauna, ca să nu se ajungă în instanța de judecată, doamnă. Că dacă se ajunge în instanța de judecată, vă spun eu că e mult mai grav atunci pentru bancă, nu pentru mine, care m-a prejudiciat și care a abuzat de mine cât a vrut. Doi la mână. Eu am cerut să fiu contactat de directorul executiv Lucian Mâțu, și nu sunt contactat, cer niște informații, mi se răspunde ambigui în, și total nefondat în toate notificările care le face Mana Consult în Low. Cer să mi se dea niște răspunsuri, nu mi se dă. Și aș vrea, uitați, eu sincer vă spun, eu sunt dispus ca să negociez. Eu am cerut negocierea contractului între Mana Consulting Law și BCR, am fost refuzat. Și cum putem rezolva această problemă? Puteți să-mi spuneți codul fiscal al societății, da, pe care o reprezentați. 3355 1162. Despre ce conturi este vorba? Este contul de, e vorba despre contul principal și contul care a fost în valută. Repetați-mi denumirea societății. Mana Consulting Law. Numărul de registru. J4. Da. 805-2014. Numele dumneavoastră complet? E Claudian Gabriel. CNP-ul? CNP-ul imediat. 1-7. Câteva momente, vă rog să-mi permiteți.
Ne durează câteva momente, să știți. M-am mai auzit? Da, vă aud, vă aud. Voi pune apelul puțin în așteptare, să nu-mi închidem. Da, da, da. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru așteptare. Am verificat. Da. Conturile din acestea sunt închise. Unul din 2016 și celălalt din 2015. Da. Asta știu și eu. Problema este că aceste conturi, în momentul când au fost închise, au avut acceptul meu. A venit banca și mi-a închis contul fără acceptul meu. Așa scrie în legislația României. Nu eu am scris-o. În primul rând, eu am văzut... Care... Unde scrie asta, doamnă? În contractul care reglementează relațiile bancare, doamnă, între client citit, și instituții. Da, eu am citit contractul. Eu am citit contractul. O citit și un procuror de la DICOT, acel contract. O citit și directorul Băncii Naționale de la Timișoara, BNR-ului de la Timișoara. Nu are niciuna, nu scrie niciunde în contract așa ceva. În primul rând... Văd că ați depus nenumărate sesizări da, pe această da, temă. În primul una a fost depusă în data contractul... de 22, permiteți-mi, vă rog, să da, clarificăm spune. Puțin situația. În data de 22-6 ați depus dumneavoastră o sesizare în cadrul departamentului nostru și a fost transmis un răspuns, deci poziția oficială a băncii, pe office.manaconsult.ro.gmail.com. Da, aia l-am deci, primit. Este poziția da, poziția, poziția băncii pe care eu am cerut ceva, da? Banca e obligată să-mi dea ceea ce am cerut eu, da?
În momentul când bancă, eu am cerut în data de, vă spun imediat, stați un pic, în data de, două secunde, în data de, în data de 44, așa, în data de 27.04.2016, am cerut așa, prezentarea legii în care a stat la baza încheierii contractului în euro 30 euro 14 RNCP 071 514 27 43 18 3 01, deschis la sucursala BCR Calea Șagului Timișoara, prezentarea tuturor solicitărilor pe care le-am efectuat pe cale telefonică, da? Prezentarea raportului băncii cu referire la serviciile prestate de către bancă asupra conturilor ce aparțin Mana Consultant Law, motivul în care Banca Comercială nu dorește să negocieze contractul cu numărul 2057 din 9.9.2014, semnat cu Mana Consult, care e obligația BCR-ului să vină să negocieze, motivul neacordării transferului telefonic la un superior. Toate aceste motive, toate aceste solicitări să fie prezentate cu semnătură și ștampilă în original și transmite pe adresa. V-am spus, în prezentarea în termen actelor cerute, vom considera litigiul și vom fi soluționat pe cale judiciară. Deci, dumneavoastră, eu v-am anunțat deja că vă dau în judecată, dar hai să clarificăm situația, să ne ajungem în instanța de judecată. Că s-ar putea să, că această bancă să rămână și fără licența de funcționare. Deci, ca să faci un rău, poți să-l faci. E mai greu să-l faci un bine. Haideți să clarificăm o dată pentru totdeauna această poveste și această problemă. În baza cui legi ați închis cele două bănci, două conturi? Puteți să-mi spuneți, aveți semnătura mea expresă? InfoBCR nu este un departament juridic. Eu nu vă pot invoca o anumită lege. Doamnă, eu vă cer, nu, eu vă cer, eu, ca deponent, am unor sume de bani, da, în această bancă, eu am dreptul constituțional, prin dreptul la informație, să solicit orice informație de care am nevoie. Dumneavoastră sunteți obligată să îmi comunicați informațiile de care am nevoie. Și aceste fac din legea cu dreptul la informații, 544. Deci, problema este așa. Cine răspunde pentru prejudiciul cauzat de această bancă? Cine răspunde de toate anomaliile care s-au format în această, în decursul de când am făcut, de când am semnat acest contract și până în prezent? Cine răspunde? Puteți să-mi spuneți. În primul rând, banii depuși cauzează dobândă. Unii dobânda de la banii care i-am depus în bancă. Unde sunt niște răspunsuri, doamnă, care nu mi le dați? Mă ambiguiți așa, mă aburiți cum vreți dumneavoastră. În primul rând, contractul nici n-a fost negociat conform codului noul cod civil. Trebuia să fie negociat contractul. Nu s-a negociat acest contract. Nici nu s-a impus acest lucru. Am venit ulterior cu negocierea contractului, dumneavoastră refuzați total. Mai ales că fugiți ca englezește, o ștergeți englezește. Cum vine asta? Eu pe cuvânt, eu ca om, eu nu înțeleg povestea. Înțelegeți? Alo. Da. Ce faceți? Îmi închideți telefonul când sunteți asta? Îmi închideți telefonul, pe urmă reveniți? Nu v-am închis telefonul, sunt aici, vă ascult. Deci, cum facem să clarificăm negocierea? Cum facem să clarificăm toată povestea asta înainte de a intra în instanța de judecată? Că veți pierde! Nu eu voi pierde, dumneavoastră veți pierde!
V-am spus, dumneavoastră ați depus anumite sesizări în cadrul departamentului nostru. Da, doamne, eu sesizările alea pe care le-am, în răspunsurile pe care mi le veți da, nu fac două parale, nu dau. Deci eu știu. Aceea este poziția oficială a băncii. Doamne, poziția oficială a băncii, în momentul când cineva își bagă, își pune o semnătură, dumneavoastră știți că răspunde atât penal cât și pecuniar, când își pune semnătura pe hârtie, mai ales că acest domn Mâțu îmi scrie că voi fi raportat la centrala de incidențelor de plăți. Povestea este că suma de 133 de lei cât am la banca respectivă nu face obiectul acesta. De dumneavoastră sau banca angajează incompetenți care nu cunoaște legea în funcție de director și nu mai știu ce. Ăsta nu cunoaște legea, doamnă. Eu de la centrala incidențelor de plăți au început să râdă. Comisioanele bancare nu fac obiectul centralei incidențelor de plăți. Mi-a zis să-i dau în judecată pentru șantaj. Deci, problema e așa, cum rezolvăm ca să nu se ajungă la un scandal mediatic, în primul rând, și la un scandal național? Ați terminat-o cu consumatorii, începeți cu agenții economici? Sau eu vorbesc cu cyborgs? Sau cu babuini? Cu cine vorbesc? Eu cred că vorbesc cu o persoană normală care judecă, integră la minte, nu cu cyborgs sau cu babuini. Dar văd că în răspunsurile pe care dumneavoastră mi le dați, în toate notificările pe care asta, dă dovadă că eu vorbesc cu cyborgs sau cu babuini. Și acolo e legea babuină. Adică legea mai muțărească. De-al dracu, ca nieșna, e normal, noi. Cum e? Puteți să-mi comunicați, să vorbiți cu un șef de-al dumneavoastră, că poate el, dacă dumneavoastră nu știți să-mi răspundeți la întrebări, măcar ăla știe să-mi răspundă la întrebări. Sau e incompetent și ăla. Puteți să-mi comunicați un număr prin care să vorbesc cu cineva care să mă lămurească pe mine ca deponent a unei sume de bani în bancă. Primul rând. În speța pe care mi-ați prezentat-o, singura soluție este și a fost, de fapt, singura soluție a fost preluarea unei sesizări. Da, doamne, dar văd că, doamne, dumneavoastră nu mai scris, răspundeți, nu și telefonic. Eu știu că directorul ăla, Lucea Mâțu, vine la servici și se supune unor reguli, da? Acele una dintre regulile pe care sunt de bun simț într-un afacere este să-și pună numărul de telefon unde să fie contactat și să stau de vorbă cu el. Că poate el nu știe, poate el nu e impus în temă de toată povestea asta, sau poate e pus în temă, dar nu vrea să facă nimic. Și atunci, ca să nu-l chem în instanță să răspundă penal sub sancțiune penală la ceea ce vreau să-l întreb, că dacă telefonic nu răspunde, sărăcuțul trebuie chemat în instanța de judecată. Și va fi chemat în instanța de judecată și președintele băncii să-mi dea unele răspunsuri la întrebările pe care dumneavoastră nu mi le răspundeți. Și cum facem acest lucru? Puteți să-mi spuneți? Eu mențin poziția, domnule Inclodean. Doamnă, termene și condițiile generale când au fost modificate? În 2016, da? În ianuarie 2016, da? Deci, în ianuarie 2016 și eu când am semnat contractul cu BCR-ul în 2014, eu nu am cum să iau BCR-ul, trebuia ca să-mi comunice condițiile generale să văd dacă eu sunt de acord cu ceea ce scrie aberațiile, ceea ce scrie în TGG sau nu. Ați făcut acest lucru? Toate ceea ce scrieți dumneavoastră că banca este în drept sau banca nu știu ce, e fix apă de ploaie. Sunt nule. În instanță pică una cu una ca un joc de domino.
Deci, ca să nu se ajungă în instanță, cum facem? Puteți să-mi spuneți. Eu, dumneavoastră vreți să... În cine afirmațiile, domnule Clodean? Vă țineți afirmațiile că sunteți babuini sau cyborgi, da? Vă rog să păstrați un limbaj adecvat, altfel este un... voi închide acest apel. Păi da, este. Așa dați dovadă, doamnă. În momentul când eu vreau, pe calea amiabilă, vin, sun, pe banii mei, da? Pe banii mei, pe banii firme și pe nervii mei. Și asta, că dumneavoastră această bancă mi-a prejudiat, mi-a făcut o grămadă de nervi. Cu mentalitatea dumneavoastră babuină. Că altfel n-am cum să zic, doamnă. Nu am cum să zic, că dați dumneavoastră dovadă de așa ceva. Nu pot, nu, dacă știam că atât de cretinism în banca asta, mai bine mă duceam, doamnă, în banca austriacă, la Viena, și îmi făceam contul. Că Uniunea Europeană, doamnă, și am dreptul să-mi fac conturile unde vreau eu, pe firmă. Și aveam mult mai mult respect decât dumneavoastră, pe cuvântul meu. Dar vă că BCR-ul nu respectă clienții deloc, doamnă. Jecmănește cum vrea ea și își face de cap cum vrea ea. Nu-i normal, doamnă. Trăim în România, dar respectă legea României. Când ți se cere baza legii unde scrie, păi ca niesna, că trebuie să o scrii, că așa te obligă legea română. Așa te obligă legea română să o scrii. Nu să scrii că știi termenii TGG, că nu știu ce, care nici nu știu ce scrie acolo, în TGG-ul ăla. Când am semnat contractul, trebuia ca să vină și să scrie, să-mi dăie un comunicat, un formular sau un format din TGG. Trebuia să-mi dăie un formular din taxele și comisioanele din asta. Trebuia să-mi dăie un formular din contractul original. Nu mi s-a dat, până nu am cerut eu, mi s-a trimis pe e-mail. Asta nu înseamnă nesimțire curată. Puteți să-mi spuneți. Și prin faptul că închideți telefonul și nu ascultați. Asta e tot nesimțire să ascultă. Se numește. Eu vă ascult, domnule Clodean, sunt aici și vă ascult. Deci, problema este cu cine pot vorbi eu să mă lămurească. V-am spus. Da, dracule, și lasă-mă pe... Răspunsul oficial a fost transmis în scris de e-mail. Vă rog frumos să-mi comunicați numărul de telefon a unui director. Care mă poate lămuri? Nu avem această informație, nu deținem numerele... Dar dumneavoastră nu faceți parte din BCR? Ba da, suntem departamentul din BCR, dar nu avem acces la numerele de telefon ale directorului BCR. Dar de ce nu aveți? De ce nu aveți? Pentru că dumnealor nu preiau solicitări telefonice. Dar de ce nu preiau? Nu sunt la servici. Această întrebare nu vă pot răspunde, din păcate. Da, cu președintele BCR-ului pot să vorbesc. Puteți să solicitați o audiență, dar la telefon... O audiență. Și unde se poate solicita audiența asta? Vă spun imediat, câteva momente, vă rog. Da. Vă mulțumesc pentru așteptare. În cazul în care doriți să solicitați o audiență, da, va trebui să depuneți o solicitare, fie să o transmiteți dumneavoastră la sediul central BCR din București de pe Regina Elisabeta sau să o depuneți înscris în unitatea BCR. Numai atâta, da? Da. Așa, aș vrea să știu și eu ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia care i-am făcut plângere împotriva lor.
trebuia, era o plângere, da? Asupra directorii șefii de la BCR Calea Șagului, de la pentru comportament inadecvat, și Lucian Mâțu, pentru că nu răspunde la telefon solicitărilor mele. Nu am posibilitatea să verific care au fost măsurile luate. A, deci nu. Deci dumneavoastră, doar cu ce vă ocupați acolo? V-am spus, în fețe precum cele prezentate de dumneavoastră, noi preluăm sesizări și le transmitem către alte departamente în măsură să ofere un răspuns oficial. Mm. Da. Dați-mi numărul de la departamentul ăla care vrea să răspundă. Nu care... preia solicitări telefonice. Nu preia, dar de ce nu preia? De ce? De ce? De comisioane știe... Da, doamnă, comisioane știe să ia banca. Comisioane știe să ia banca. Asta orice alte instituție. Nu, doamne, orice alte instituții respectă legislația unei țări, da? Această bancă, în instanțele de judecată, s-a dovedit că nu respectă deloc bunul diligența bunului simț, cât și a consumatorilor pe care are relații de parteneriată cu această bancă. Deci, aș vrea o solicitare expresă, deci aș vrea să solicit expres prin telefon, da, telefonică, ca președintele băncii BCR să mă sune. Să nu fie... Solicitarea se depune în scris. Nu, doamnă. Da. BCR. Lăsați, doamnă, că știu eu mai bine legea decât dumneavoastră, da? Nu, deci refuzați să-mi preluați solicitarea, da? Cine acest directoraș la BCR? Puteți să-mi spuneți, un omuleț, ca și mine, ca și dumneata, care e pus acolo într-o funcție, să răspunde de activitatea BCR-ului, da? Azi e director, mâine poate să fie tupă gratis pe 14 ani în pușcărie, da? Sau poate să treacă mâine tupă ce și termină ora de surmenaj, că pentru el sărăcutul e surmenat până peste cap. Poate să treacă, să dă un tâmpit peste el și să-l omoare. Deci, atâta i-a fost viața, da? Deci, problema este așa, vă gândiți la viața de mâine, ce va fi? Dumneavoastră nu vedeți că dați dovadă de babuism? Deci asta e dovada de babuism. Că nu vă interesează ce va fi mâine. Nu sunteți responsabili pe ceea ce scrieți, pe ceea ce vorbiți. Sunteți irresponsabili, sunteți o bancă irresponsabilă, care suferă cu mansarda, doamnă. Trebuie toți duși la psihiatru. Asta e părerea mea și nu părerea mea, e părerea celorlalți. Ce vă faceți dacă toți agenții economici își retrag conturile de la dumneavoastră? V-ați gândit vreodată asta? Și datorită faptului că nu le dați nici un răspuns decât răspunsuri ambigui, v-ați întrebat vreodată asta? Dacă toți agenții economice își retragă conturile de la dumneavoastră, rămâneți fără bani, fără capital? Și atunci, evident, Banca Comercială Română se desfințează. Avem istorie cu bănci care e puternice și gata, au falimentat. Nu v-ați gândit la asta, puțin. Nu v-ați gândit că dacă vă bagă în instanță, vă cere o sumă exorbitantă și atunci va trebui să falimentați. Dar dacă eu cer să vin directorul băncii, ce vă faceți? Că 90% de acolo sau 99% de acolo va dispărea? La asta nu v-ați întrebat. Întrebați-vă, fraților, și pe urmă dați-mi răspunsuri pe care care trebuie, nu răspunsuri că mă raportați la CIP, la aia de la centrala incidențelor de plăți și nu mai știu ce. Credeți că eu nu cunosc legea, cunosc foarte bine legea. Și nici în instanță nu aveți drept în fața mea. Eu dacă v-am băgat în instanță, eu câștig procesul din prima și ultima instanță, doamnă. Gândiți-vă la asta. Și gândiți-vă la ziua de mâine, că s-ar putea acum să lucrați acolo și mâine să nu mai lucrați. Că e posibil în România, e posibil orice, doamnă.
Ascultați-mă pe mine și nu vorbesc aiurea. Și spuneți-le lui domnul Lucian Mâțu totul să mă sune. Să nu fie atât de pidaras sau de fătălău să nu mă sune. Da? Totuși, să mă sune tacare bunul simț. Tacare bunul simț și nu-i fătălău și destul de bărbat pe el și știe ce-a făcut, să vină să mă sune, dacă nu îl voi arde rău de tot. Ne-am înțeles? O zi bună! O zi bună, la revedere!